Judecătoria Buzău a redeschis procesul penal care îl vizează pe Strugurel Matei, prima persoană ajunsă după gratii pentru zădărnicirea combaterii bolilor în România. Un tânăr cu dizabilitate intelectuală a fost beneficiar al centrelor de plasament și pentru adulți cu dizabilități. Potrivit încheierii, instanța a admis. Cererea de redeschidere a procesului penal formulată de petentul condamnat Matei Strugurel, încarcerat în penitenciarul Focșani, în executarea pedepsei de un an de închisoare la care a fost condamnat, dispune punerea în libertate a petentului condamnat. Redeschiderea procesului penal a condus la punerea în libertate a bărbatului. S-a redeschis procesul penal împotriva sa pe 7 octombrie și a fost pus imediat în libertate și s-a desființat sentința prin care a fost condamnat la un an. Cu executare, la pedeapsă de un an cu executare pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Se reia judecata din cameră preliminară cu privire la fapta săvârșită pe data de 20 aprilie 2020. În luna aprilie 2020, Matei Strugurel a fugit din spital unde a fost internat pentru că tușea puternic. Testul pentru COVID-19 a ieșit negativ, dar medicii l-au diagnosticat cu TBC și au hotărât să-l țină sub supraveghere. Bărbatul a fugit însă din spital de frică să nu ia COVID-19. Eliberarea lui Matei Strugurel este un gest firesc al justiției după o nedreptate, a declarat avocatul apărării, membru în cadrul Centrului de Resurse Juridice. E o mică preparație prima pentru eșecul justiției de până acum în protejarea și judecarea domnului Matei Strugurel. Potrivit Centrului de Resurse Juridice, în data de 19 aprilie 2020, Matei Strugurel a fost testat COVID, dar a plecat din Spitalul Județean Buzău înainte de validarea testului negativ. A fost găsit ulterior în Gara Buzău și readus în spital punându-se în mișcare urmărirea penală. I se refuză dreptul la apărare potrivit centrului și apoi a fost încarcerat. Ulterior a fost găsit de un avocat din centrul CRJ, judecătoria Buzău, desființând sentința de condamnare și redeschide judecata. În tot acest timp, bărbatul, stând închis în penitenciar, într-o cameră cu alte 44 de persoane.